Bună ziua, suntem gata. Putem începe. Mulțumesc și bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. În acest scurt briefing o să discutăm despre, în principiu, despre echitatea fiscală, despre principiul echității ca atare. Și anume, esența acestui briefing este să anunțăm că intenționăm să anulăm regimul duty-free de pe teritoriul Republicii Moldova și explic de ce. Pentru că, în primul rând, ca guvernare, ca aleși ai poporului, ca simpli cetățeni, credem în principiul echității, credem în aceea că fiecare trebuie să-și achite partea corectă, dreaptă de impozite, astfel încât acest stat să poată avea grijă de cei mai vulnerabili din cetățenii săi, să poată edifica în sfârșit instituții funcționale, să poată susține investițiile, să poată susține antreprenorii care nu o duc bine și noi știm asta. De aceea, asta este esența acestui briefing. Doar în primele 6 luni ale anului curent, regimul duty-free a beneficiat de privilegii fiscale în sumă de peste 1 miliard de lei. Peste 1 miliard de lei în scutiri fiscale. Asta vorbim de TVA, accize și taxe vamale. Asta înseamnă că doar în anul 2022 scutirile totale vor fi de peste 2 miliarde de lei. Au fost ani în perioada prepandemică în care această cifră atingea chiar și se apropia deja de aproape 4 miliarde de lei. Este o cifră colosală, scutiri de care nu beneficiază niciun alt sector sau industrie sau domeniu, oricât de larg nu ar fi acesta. Și nu considerăm că asta este corect. Și este important, cum am spus, ca statul să asigure o echitate fiscală cu condiții egale tuturor. Premiza care stă la baza principiului însăși de duty free, o noțiune care a apărut la începutul anilor 50 a secolului trecut, este că, deci această premiză este că simplu act de trecere a unei frontiere între două state este cumva ar trebui să scutească călătorii de anumite taxe la care sunt supuse persoanele care nu trec această frontieră. Asta este, în principiu, esența duty-free-ului. Dacă treci în altă țară, atunci ai dreptul să ai acces la aceste magazine care nu achită taxele și nu achită toate impozitele, așa cum achită toți restul de pe teritoriul Republicii Moldova. Considerăm că această premiză este una nu tocmai corectă, este una greșită și ar trebui cumva eliminată cel puțin gradual, în general, de pe, ca și esență din regimurile fiscale din mai multe țări, dar începem cu Republica Moldova. Cu toate acestea, nici măcar prețurile de care beneficiază acești oameni nu sunt mai joase. Din punct de vedere a antreprenorilor, este de asemenea o inechitate și o concurență neloială. Ori, vedeți, chiar și în cazul Republicii Moldova, la distanță de câteva zeci de metri, avem agenții economici, puncte comerciale care achită toate impozitele și puncte comerciale care nu achită toate impozitele, doar pentru că sunt într-o zonă după controlul de pașapoarte. Asta nu trebuie să fie așa și nu este obligatoriu să fie așa. Ori, de exemplu, chiar și aceeași Uniunea Europeană a anulat regimul duty-free la călătoriile intracomunitare, adică atunci când călătorii zboară în aeroporturi dintr-o capitală în altă capitală pe interiorul Uniunii Europene, aceștia de fapt nu au acces la magazinele duty-free, iar ceea ce vedeți voi și vedem noi cu toții în de exemplu, în aeroportul din Viena sau în alte aeropoarte mari cu direcția spre altă destinație europeană, este de fapt un magazin care își achită toate impozitele și taxele. Și asta noi știm foarte bine. Acum revenind la Republica Moldova, ne amintim foarte bine că regimul duty-free, în special în trecut, a fost o sursă
de tot felul de, să nu le spunem doar scheme, au fost și pur și simplu privilegii acordate și alt fel de practică care nu tocmai a ajutat concurenței loiale, ca să o spun în cel mai diplomatic mod. Ne amintesc și ne amintim cu toții cum guvernarea, de exemplu, din 2016 până în 2019, guvernarea lui Plahotniuc a promovat aceste principii de inechitate totală pentru a favoriza anume prietenii săi din regimul duty-free. De exemplu, au permis instalarea duty-free în, la intrare în regiunea transnistreană, ceea ce era de nemai auzit. Atunci a apărut și permisiunea de a instala magazinele duty-free pe sensul de intrare, de asemenea o inovație cam de ochiată pentru, chiar și pentru țările care au duty-free în mod normal. A apărut și ideea năstrușnică de a instala benzinării în regim duty-free, ceea ce ar fi fost o inovație mondială. S-a votat și o lege, doar că n-am mai reușit să o implementeze. Nici guvernul lui Dodon nu s-a dat în lături, ori în plină pandemie ne amintim acea rectificare bugetară în anul 2020, când guvernul condus de Chicu a mai introdus o nouă facilitate și o nouă așa, clarificare, da? Când ne spuneau că e tehnic, tot pe regimul duty-free. De asta își băteau capul ei atunci, în perioada pandemică. Asta era urgența și necesitatea. Noi, spre deosebire de ei, am tins totdeauna, cum v-am spus și la introducerea acestui briefing, am tins spre eliminarea acestor inechități, am luptat pentru eliminarea privilegiilor fiscale și considerăm că aceasta trebuie să fie obiectivul unui stat și a unei guvernări pentru oameni, ca să asigurăm condiții cât mai egale, să asigurăm privilegii cât mai cât mai puține privilegii, astfel încât să nu permitem alimentarea acestui sentiment al nedreptății care recunoaștem persistă și se menține până în zilele de azi. Și de asemenea, cum am spus, considerăm că misiunea statului este să asigure un tratament cât mai echitabil și condiții egale tuturor agenților economici. De aceea, acest proiect de lege propune anularea regimului duty-free pe întreg teritoriul Republicii Moldova, lucru care va asigura și venituri suplimentare la buget într-o perioadă cu provocări economice deosebite. Ne apropiem de anul 2023, în care s-ar putea să avem nevoie de aceste resurse financiare pentru a ajuta oamenii. De aceea, dilema este una simplă. Luăm aceste privilegii de la câțiva jucători și împărțim tuturor, sau lăsăm situația să rămână așa cum este. Și avem certitudinea că aceste privilegii trebuie anulate, iar resursele eliberate sau resursele colectate din acest proiect de lege trebuie puse în funcțiune ca să beneficieze mai multor oameni, mai multor agenți economici decât doar câtorva. Și este important să notez la sfârșit că de la votarea acestei legi magazinele duty-free vor dispare la expirarea licenței, ceea ce este, de exemplu, în cazul aeroportului în decembrie anul acesta, a licenței curente, ceea ce nu înseamnă că însăși punctele comerciale vor fi interzise. Pe modelul Uniunii Europene, puncte comerciale, magazine și așa mai departe vor putea fi instalate în acea zonă în continuare, doar că vor achita toate taxele așa cum trebuie să achite orice antreprenor să-și achite taxele. Și poate cu această ocazie, ca un apropo, o să ajungem în perioada în care să avem un aeroport care mai are și un magazin de cărți, nu doar magazin de alcool și țigări. Pentru că sunt prea puține aeroporte care nu au un simplu magazin de cărți pe teritoriul zonei de plecare. Vă mulțumesc și numai bine!